În ceea ce privește conservele noastre, o parte din materia primă este cultivată de noi încă de la sămânță. Această materie primă este și certificată ecologic. Materia primă pe care o folosim este din propriile culturi, iar ceea ce nu reușim să cultivăm pe terenurile noastre, achiziționăm doar de la producători locali. Mai proaspăt de atât nu se poate, deoarece roșia este culeasă de pe vreji în dimineața în care se și procesează. Practic se intră dimineața, se culege roșia, după care intrăm în hala de procesare. Legumele sunt culese dizi de dimineață. Programul nostru începe de la ora 5-6 în funcție de zile. Prima oară se intră în solarid, se culege materia primă, după care se intră în hala de procesare și se procesează de fel acea materie primă. Dacă există momente în care acea materie primă este mult peste ceea ce putem procesa într-o zi de lucru, aceasta este depozitată în camere frig, unde este ținută fără probleme la o temperaturi optime până a doua zi, iar dimineața se reia procesul. În momentul de față avem deja roșiile culese, care vor fi cântărite, iar mai apoi vor intra în utilajul nostru minune, cum îl numim noi. Este un utilaj care procesează totul în vid, într-un mediu steril, la o temperatură de sub 100 de grade, motiv pentru care fructele își păstrează vitaminele, proprietățile, de asemenea și culoarea o vom regăsi în produsul finit. După ce produsul este gata, urmează îmbutelierea acestuia și căpăcirea ambalajului a sticlei, după care urmează să le băgăm în pasteurizator. Practic, noi astfel dăm și garanție produselor noastre prin pasteurizare. În momentul în care noi am început să colaborăm cu Profi prin programul realizat de aceștia pentru susținerea producătorilor locali via Profi, pentru noi a însemnat o adevărată gură de aer, deoarece am reușit să ne creștem notorietatea, am reușit să ne dezvoltăm piața țintă pe care noi o doream să o atragem. Mai căutate produse în momentul de față sunt, în primul rând, zacuștile. Indiferent de sezon, de anotimp, de zile ale anului, de sărbători, zacusca este prioritarul produs pe care pleacă din hala noastră. De asemenea, sucurile de roșii, deoarece sunt din propria agricultură, sunt la fel foarte căutate și bulioanele la fel. Putem spune și de partea de uleiuri prestate la rece, de exemplu uleiul de nucă, înainte de sărbătorile, de exemplu de Crăciun. Se face un cozonac extraordinar cu uleiul de nucă, deoarece este din 100% miez de nucă și este presat la rece și dă un gust extraordinar. Dulcețurile, la fel, în funcție de în ce perioadă anului ne aflăm, sunt la fel foarte apreciate. Produsele noastre sunt fără coloranți conservați sau aditivi alimentari, sunt 100% naturale, ceea ce se pretează pentru orice categorie de vârstă. Este o satisfacție enormă momentul în care vezi că de la o simplă sămânță îți crește un vrej de roșii la 2 metri, 2 metri și ceva, iar din roșiile acestea poți să prepari produse 100% naturale pe care le dai cu drag clienților, iar aceștia la rândul lor se bucură de gustul pe care le oferim. Da, într-adevăr, când primim un feedback de genul acesta, reprezintă cea mai mare satisfacție pentru noi.